Cumva în momentul ăsta conducem o umbrelă. Deci uitați-vă puțin că în momentul ăsta conduc o umbrelă, guys. Stai că au luat-o tot razna. Sare WC-ul, sare asta de pe jos, sar tot. Toate chestiile sare aparent. Și n-ai bă, plouă cu balene. Ce facem asta? Coboară. Boss. Nu. De ce ai făcut asta, Franklin? De ce ai făcut asta, mă? A? Ai noroc că am ajuns la... Stai, mă, pe loc, boss! Frână! Hey guys, sunt eu, Antonio, cel mai înalt om din România și după cum ați văzut, astăzi o să facem o nouă încercare la câteva misiuni în GTA 5 Chaos Mod. Pentru cei dintre voi care nu știți, Chaos Mod este cea mai dificilă versiune de GTA 5 care există pe lume și eu va trebui să termin jocul în condițiile astea, așa că haide să vedem ce o să iasă. Da, mi-am adus aminte unde am rămas ultima dată și nu e deloc plăcut. Hai să sperăm că de data asta o să iasă mult mai ok decât data trecută, pentru că data trecută a fost foarte neplăcut și nu găsesc o mașină să fur, firar să fie, pentru că trec toți ca vitezomanii pe lângă mine. Cum se așteaptă lumea să poți să fur o mașină dacă ei conduc în așa viteză? Să iau pe ăsta de la asta. Și toate sunt nașpa, așa cum să iau pe asta. Beggars can be choosers. Și hai să mergem la Simeon. Opa, ce se întâmplă? Vehicles have no gravity. Minunat! Yay! Începe pe atât de bine, firar să fie. Nu vă place GTA-ul, guys? Salut, Antare TV. Salutare, guys. Merge chat-ul prea repede? Nu cred. Haide, mă, mișcă-te, boss, firar să fie. Mă duc pe jos. Ha? Și asta? Na, de-abia am pornit jocul, guys. Și deja o dă pe chestii de-astea nasoale. Deci două misiuni dacă fac, eu sunt perfect mulțumit. N-am așteptare să fac mai mult de atât. Știu una dacă reușesc bine. Hai. Parcăm frumos mașina. Așa, o parcare a la Antonio. Hai, Frankelino, mișcă-te mai repede că intră în alte moduri nașpa. Is this what Mexico looks like? I don't know. Oare o să reușim să terminăm această misiune pe care ne va da Simeon? Cel mai probabil nu. De ce? Pentru că jucăm cel mai nenorocit mod posibil, chiar să fie. Ia uite ce șocat e săracul. You fucking with me, right? No, we both been fun, man. Man, knock it off, man. After all the fucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. Hai, Simeon, mai repede. Mamă, ia 3 ore să vorbească cu Simeon, să-mi bat piciorul. Și înțeleg că prima dată când vezi discursul, ce s-a întâmplat ăsta? Unde a dispărut jocul? Ah, e doar întuneric, ok. Hai să ieșim mai repede. Hai să luăm mașinuța. Trebuie să apăs pe F în continuu ca să nu explodezi, firar să fie, ceea ce înseamnă că trebuie să, o să tot ies și cobor din mașină în continuu. Trebuie să fac asta în continuu. Altfel, dacă nu fac asta, ia uite, o să explodez. În sfârșit. Bun, hai, intră înapoi în mașină, boss, intră înapoi în mașină. Cred că săracul ăla mare e complet confuz, habar n-are ce s-a întâmplat acum. Se uita la mine și zice, boss, te urci, cobori, ce mă ta faci? Urăsc misiunea asta din două motive, pentru că este lungă și pentru că e împreună cu Lamar, care face o grămadă de porcării în misiunea asta și o să fie foarte dificil de făcut. Așa că degetele curișate. Ce-am făcut, mă? Ce-am făcut? Zim ce-am făcut, de ce mă urmărește?
Și eu sunt aparent invizibil? Ok, nu pot decât să sper că l-am... Ah, gata, s-a dus efectul. Ce face, mă? Ăsta de ce nu coboară din mașină? A, e deja coborâs, ok, bun, deci deja mă bagă în ceață rău de tot modul ăsta, cred să fie în seara asta. Lamar! Hai, boss! Aolo, Lamar! Unde naiba a dispărut iarăși? Ah, fucking hell, o lasă de după gard, băga mi-a și piciorul, Lamar, mamă! Deci, Lamar, dacă aș putea să-mi bat piciorul, de nu te-aș împușca pe loc. Deci te-aș împușca fix în momentul ăsta. Atât de rău mă enervezi. Ține-te după mine și taci din gură, nu mai zic nimic. Hai să găsim o altă mașină de furat. Oprește-te la semafor, boss. Rămâi pe loc. Așa. Bun, bă. Și iarăși am luat toată poliția pe urmele mele. S-a făcut și imaginea alb și negru, de ce nu? Haide, dar nu știu dacă o iau bine, pentru că în momentul de față mă urmărește poliția și din cauza că mă urmărește poliția știți că nu-ți arată punctul de destinație până nu scap de poliție, așa că o să stăm puțin pe loc, până nu mă mai urmărește poliția, ca să văd unde trebuie să ajung. Dar nu dispare odată poliția, băga mie și piciorul, nu pot să fac nimic și am pierdut misiunea din nu știu ce motiv aparent. Ce? A, deci n-am pierdut misiunea. Ok. Dacă sunteți confuzi și nu înțelegeți ce se întâmplă, stați liniștiți, pentru că și eu sunt la fel. În sfârșit, mi-a apărut punctul pe hartă și nu mă mai urmărește poliția. Hai să ajungem la destinație cât mai repede până nu se mai întâmplă ceva nașpa. Ce naiba face, mă? Lamar? Știu că cumva e vina ta, firar să fie, ca întotdeauna. Oh, Lamar. Cât mă enervezi tu pe mine, Lamar. Și sunt sigur că mai devreme, când a început să mă urmărească poliția peste tot, era din cauza că Lamar a împușcat pe cineva. Sunt destul de sigur că l-am văzut ieșind pe geam să împuște pe cineva. O să mă uit după pe filmare. Dar sunt 100% sigur că din vina lui s-a făcut tot amalgamul ăsta. Și acum, aparent, totul este neon. Nu zic că arată nașpa. Da, nu prea mă mor după vibe-ul ăsta. Și, yay! Am ajuns la destinație după 3 ore. Ce facem ăsta? Coboară. Boss. Nu. De ce ai făcut asta, Franklin? De ce ai făcut asta? De ce ai făcut asta, mă? A? Ai noroc că am ajuns la... Stai, mă, pe loc, boss! Stai pe loc! Frână! Da. Ok. Coboară! Așa. Jesus. Hai să vedem dacă Franklin a ținut ăsta, dacă Lamar a ținut minte ce l-am învățat în ultimul video. Ia să vedem. Și se duce la ăsta. Și atât. Doar se face că trebuie să-l speri. Păi ați văzut că Franklin tocmai a scos pistolul și singur, nu? Săracul Franklin, cred că nici el nu mai poate, la cât l-am torturat în jocul ăsta, cu misiunile până acum și cu modul ăsta, cred și eu, și eu aș fi făcut la fel, sincer să fiu locul lui. Hai, Lamar, hai. Hai mai repede, îți fac scară, te împing, mișcă-te puțin mai repede, haide. Ah. Hai Lamar, popa!
Lamar, dai. Cum a murit, mă, Lamar de data asta? Că pur și simplu a dispărut în aer, ca prin magie. Mamă, de, mă bucur atât de mult că măcar am ajuns la destinație. Deci dacă se întâmplau toate chestiile astea până în punctul ăsta și nu ajungeam măcar la destinație... Aruncam direct cu mouse-ul în monitor. De data asta nici nu-l mai ating. Nici nu-l mai ating. Ha? Ah, insane gravity. Deci eu nu ating nimic, guys. În cazul în care vă întrebați ce se întâmplă, e gravitația de vină. A luat o rasna, gravitația. Da, uite-i. Deci pot să apăs pe orice, pe W, A, S, D, F, spațiu, nimica, nada. Trebuie să așteptăm să treacă efectul de gravitație. Ce te joci? Minecraft. Nu se vede? Lamar. Lamar. Boss. Bă! Bă! Lamar. Te-ai blocat și treapă aia, mă. Mamă, Lamar, să-mi bat piciorul de aici. Atât de aproape sunt să o fac, Lamar, firial, dar mi se fi de aici. Ok, deci ce se întâmplă acum? De ce te s-a blocat Lamar în loc? Ce fac, l-o mor pe ăsta? Mă, nici nu pot să dau un el firar să fie. A, nici n-am gloanțe? Dau așa. Lamar s-a blocat în loc. The neighborhood was alerted. Of course, normal, de ce nu? Avem primul crash din seara asta al jocului. Pentru cei dintre voi care nu știți, când joci Chaos Mode, este foarte solicitant pe jocul de GTA 5 și de foarte multe ori o să-și ia crash. E neplăcut. Foarte, dar e... Na, ce se face aia? Hai să-i dăm drumul înapoi. Ce mă enervează la mar, bă, că mi-aș picior în el. Hai, îl aștept împușcat direct. Îl aștept împușcat direct. Și acum trebuie să reiau întreaga misiune de la capăt și să mă duc la Simeon și să vină la mar și după să-l iau pe la mar, să-l duc la destinație și toată faraba bună de mai departe. Pentru că, de ce nu? I-am găsit această cutie de chibrituri care pare a fi o mașină. Așa că o să mergem cu ea. Tip-tip. Sper să nu râdă băieții de mine când ajung la destinație prea tare. Vin, Simeon, vin! Vin să mă trimiți în misiunea cu Lamar. Prin care sper să... Ce-am făcut, mă? Iar s-a sinucis Franklin. Deci iar s-a sinucis Franklin. Bă, atât de sătul e bă săra cu Franklin de modul ăsta de joc, că se sinucide atât de des deja. Adică știu că e greu și mie mi se pare super dificil tot ce fac aici, firar să fie, dar bă, 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 frână, boy, stai așa, ai răbdare, că am nevoie de asta, stai așa, stai puțin, hai să zic o vorbă, ieși puțin afară, hai să zic un banc bun, vrei un banc bun? Pa, hai să ne zică Simeon de misiune, o să dăm skip peste poveste, pentru că deja am auzit-o pentru 11 milioane de ori. Ai făcut magie să moară? Nu, e pur și simplu modul ăsta de joc prea. Și fiind eu, dar dacă... E posibil să fie același joc, e un joc destul de popular. Ce se întâmplă, mă? Stai o secundă. Mă uitam în comentarii și n-am văzut când... Aparent toți au toastere în loc de cap. Și lui Simeon aparent poți să-i văd dinții și ochii în timp ce vorbește. Foarte plăcut. Adică chiar mă gândeam că nu o să am coșmarul în seara asta, gen, știi? Mă bucur că jocul a rezolvat problema asta pentru mine. Da. Coșmaruri garantate cu siguranță în seara asta. Și ei, au intrat credițările. Am terminat jocul, guys! Haideți să vedem niște inimioare în comentarii, am terminat jocul, yay! Nu, nu este nici măcar la jumătatea jocului.
Așa, hai să vedem ce fac băieții cu cap de toaster. Am zis că dăm skip peste poveste, pentru că am mai văzut-o deja. Sper să nu-mi sară pâinea din creier. Hai, Lomar, hai, Lomar. Nu mă mai enerva și vino mai repede. Hai în mașină. Treci în mașină, treci mai repede în mașină, Lomar. Nu mai probleme mi-ai făcut până acum. Hopa! Ok, deci în momentul ăsta stați o secundă, că se întâmplă prea multe. Deci a căzut un autobuz din Senin peste mașină, vecinii mei au început să dea cu bor mașina și cel mai probabil se va auzi pe înregistrare. Și Lămar, de ce nu iese din mașină? E deja în mașină? Ce naiba mi-a apărut asta pe ecran? Mă uit la desene animate în timp ce joc? Da, dar nu cred că s-a urcat la mare și nu pot să văd din cauza ferestrei din mijloc, firar să fie. E mă în mașină? Băi, eu mă duc la destinație, dacă e bine, dacă nu, aia e, să vină pe jos, doar. Deci nu e în mașină, băga-mi și piciorul, că nu mai mi-arată destinația acum, firar să fie. Ok. Trebuie să-l iau pe partea cealaltă, firar să fie. Ok. Unde e mă ăsta? Și ce, o să citesc câteva comentarii între timp. Îți mulțumesc foarte mult, vecine, pentru bor mașină. Chiar mă gândeam că nu am niște muzică pe fundal. Și din nou, sunt curios. Lămar este sau nu în mașină? Ok, și ce, o să cobor din mașină și dacă cobor din mașină, ar trebui să coboare și eu din mașină și nu coboară din mașină, ceea ce înseamnă că nu este în mașină, Lămar, firar să fie. Uite, e în față. Ha? Ce pot să mai zic? Ce pot să mai zici la asta? Iau. Naiba s-a mai întâmplat, mă, și acum? Lămar, este în mașină? Bun, este în mașină. Într-un final. Mulțumesc, Lămar, că te-ai urcat în mașină. Ha, op, 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 op. Hai, te las, fac stânga aici. Voi vedeți ce văd și eu? Voi vedeți ce văd și eu? Ceva absolut normal în jocul de GTA Chaos Mod. Nu vă panicați prea tare. E normal să se învârtă semafoarele în felul ăsta când se face ora 12 noaptea, atunci se resetează. De fapt, ele acum își dau factory reset. Și mi s-au spart cauciucurile la mașină. De fapt, se spart cauciucurile la toate mașinile, pentru că de ce nu? Cui trebuie cauciucuri? Mie niciun caz. Hai, că ușor ajungem la destinație. Cu chiu, cu vai. Așa, gata, am luat. Yes! Nu credeam că o să mă bucur niciodată atât de tare. Coboară din mașină, coboară din mașină. Cum ziceam, nu credeam niciodată că o să mă bucur atât de tare doar să ajung la destinație în joc. Ce fac, mă, ăsta a trecut direct așa prin gard? Ok. Lămar, dacă te blochezi din nou, să-mi bat piciorul de te împușc pe loc. Am doar atât, mă, dă-i, mă, un picior! Așa! Trebuie să te învăț eu, Lomar. Și acum mi se mișcă ca un caca. Avem efect de console experience. Pentru cei care joacă pe consolă. Nu! Opa! Sincer, sunt foarte surprins că n-am murit după faza asta, Franklin. Adică a zburat destul de ca lumea sus. Și stai să vezi că o să mă mor eu până la destinație. Deci mai are atât de puțină viață. Dacă reușesc să mă întorc înapoi,
Și să-l întorc și viu. Sunt cel mai tare. Hai, Lamar, hai, Lamar. Deja avem jumătate de oră și nici măcar n-am terminat. De fapt, nici până la jumătatea primei misiuni nu am reușit să ajungem, deci suntem bine. Boss, e deschisă poarta, nu trebuie să sari gardul. Chiar atât de idiot ești, Lamar, să-mi bat piciorul. Pe bune? Pe bune? Cu poarta deschisă te-ai căcat pe tine să sari gardul? Ia o zbor mașina aia pe fundal. Măi, din cauza ta, măi, din cauza ta, cum dau vecinii mei cu bormașina. Cauza ta, Lamar. Ah, nu știu dacă se aude și la voi când se aude bormașina, cum e acum. Am niște vecini care fac niște renovări de 2 luni. Ia să vedem. Ce avem în garajul numărul 2? Absolut nimic, pentru că motocicleta nu este aici. Hopa, și au venit Los Latinos. Și acum o să scoată ăsta pișcociu, pistolul cu apă, Lamar. Bineînțeles că acum o să-mi arunce și mie un pistol acolo de mântuială. Acum trebuie să intru pe bătaie direct. De ce aveam un singur glonț încărcat acolo? Lamar, dacă mor din cauza ta... Franklin, nu muri! Mamă, cât de puțină viață mi-a rămas. Mi-e și frică să mă mișc acum, sincer. Ai, că m-am ascuns și eu. Genial, ești nebun. De unde trage, mă? Ion în spate, unde trage? Bă, aș vrea să nu pierd misiunea din prostia mea. Tocmai ce ziceam, că aș vrea să nu pierd misiunea din prostia mea și fix din prostia mea pierd misiunea. Am observat un fenomen foarte ciudat când joc GTA. De fiecare dată când zic, bă, aș vrea să nu se întâmple asta, fix exact acel lucru se întâmplă. Deci mă jur pe viața mea că am început să cred că jocul ăsta are ceva, un sistem construit prin care aude ce zici și după face exact chestia aia pe care te-a auzit, gen, numai ca să te enerveze mai rău. Nu știu, știu că sună teorie de asta conspiraționistă, dar sunt dispus să bag mâna în foc pentru treaba asta. Nu te ridica, boss, dormi, dormi, dormi. Mai e seară, trebuie să te culci, somnușor. Așa, și unde era ăsta din aur? Mai e aici? Că dacă iar mă împușcă de la spate, o să fac foarte urât de data asta. Uite-l, mă, unde era firar al naibii. Mersi frumos, la marcă, de data asta ai avut bunul simț să-l împuști, din aur nu l-ai fi împușcat. Deci în momentul ăsta trage singur, la ăsta Franklin, eu nici nu trag, nici n-apăs pe buton. Ceea ce nu pot să zic că mă deranjează, pentru că aparent a făcut rost de gloanțe infinite deodată. Lamar, dă-te la o parte din calea mea! Deci în sfârșit a intrat un efect bun. În sfârșit a intrat un efect care mă ajută. Aimbot. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred că Lamar iarăși a sărit gardul cu poarta larg deschisă! Bă, Lamar, deci n-am văzut prost mai mare ca tine. Deci n-am văzut prost mai mare decât Lamar, mă jur. Deci omul ăsta mă enervează la culme. Și bineînțeles că îmi trebuia ceva pe ecran care să-mi obtureze puțin din imagine ca să nu văd bine, pentru că și așa parcă era prea ușor totul, nu? Și acum trebuie să-l găsesc pe băiatul cu motocicleta și trebuie să pur motocicleta, de preferat. Înapoi. Și m-am mai pus și în point of view mod, pentru că... cum ziceam, mă opresc puțin din comentariu că vreau să-l prind pe ăsta cu motocicleta. Dacă o iau iarăși de la capăt. Perfect. Ce-am făcut, mă? Nu mai văd nimic, boss. Deci nu mai văd absolut nimic. Unde-i motocicleta?
Bă, l-am lovit, nu? În sfârșit. A dispărut și mașina, și motocicleta, și îmi zice să mă duc la destinație, la punct albastru, care ce e aici. Sper că acolo e lămar și motocicleta. Sper. Pentru binele monitor. Bă. Stai mă, coboară-mă puțin din mașină, bă, boss. Stai mă, coboară puțin. Hai mă! Haide mă, nu fi de ăla, coboară puțin să zic ceva. Hai. Băga mi-ai și piciorul, faci de-astea? Oameni răi, bă, oameni răi. Chiar vreau să-l scot afară să-i zic o poveste interesantă și nu vrea să coboare deloc. Și aparent vehiculele nu au gravitație în momentul de față, așa că o să mergem pe jos. Nu e opțiunea pe care mi-o doream, dar asta e ce avem de făcut. Let's go big red, mai suntem departe. Da, e bine că e după colț. Ce frumos! Nu cred! Ăla crește din nou jocul, fix când mi făteam și eu puțin camera. Hai să mergem iarăși la Simian, care iarăși o să ne-l dea pe bol de lămar, să-l ducem la destinație, ca după iarăși să pierdem misiunea de 20.000 de ori. A luat numărul tău, gata. Joci pe PS5? Nu, mare, sunt pe PC. Am dat să ridic mouse-ul să-l arăt și le-am arătat și eu de, s-a văzut de nota 10. Și pentru că am văzut deja această poveste de aici milioane de ori, o să sărim peste. Momentan stăm la 42 de minute. Și aș vrea să nu dureze mai mult de 3 ore să fac două misiuni amărâte. Așa că rugați-vă la Dumnezeu să nu împice modul prea nașpa. Pentru că v-am zis, tortura e deja mare. Nu vreau să fie mai rea. Aveți piciorul, da, crește jocul din nou, firar să fii și de-abia ai dedus în drumul. Carina, ce faci? Jucăm GTA 5 Chaos Mod. Adică jucăm practic cea mai grea versiune de GTA 5 care există. Hai să luăm mașinuța și să mergem pentru a... Deja am și pierdut ordinea, nici nu mai știu a câta oară e asta. A patra, cred? Cred că e a patra oară când mergem la Simian. Deși dacă este să pun la socoteală și dățile din clipul trecut, cred că ar fi de fapt a șaptea sau a opta, poate chiar a noua oară când încerc să fac misiunea asta. Deci mie nu vine să cred, eu de-abia acum realizez câte încercări am avut la misiunea asta nenorocită, pirar să fie. Bă, hai să ne concentrăm puțin ca să ne iasă bine de data asta. Bine, nu prea curând, dar nu știu, câteva luni ceva din asta vreau să-mi iau un PS5 pentru GTA 6 când o să iasă la anul. Hopa, hopa, hopa! Ok, boss, am înțeles, nu te deranjezi ăsta, nu vrei să te deranjezi acum, a plecat acasă, e ok. Gare. Deci sunt sigur că dacă o să intru aici, o să mor. O să zboare ceva în direcția mea și eu o să mor. Sunt... V-am zis! Bă! Deci ce ziceam mai devreme, mă, că jocul ăsta parcă aude exact ce ai făcut, te-ai blocat? Iar ai luat crash? Bă, deci v-am zis că jocul ăsta parcă te ascultă, gen, prin microfon, și te aude fix ce nu-ți dorești să se întâmple și fix atunci îți bagă chestiile alea pe care nu ți le dorești deloc. Știi că atunci când zici, bă, sper să nu se întâmple asta și fix aia se întâmplă. Fix aia se întâmplă, mă băga mie și piciorul. Hai, pentru a 11 milioane oară, luăm mașina, ne ducem la Simian. Încercăm să facem misiunea asta. Hai, Franklino, hai să intrăm înăuntru, hai să ne dea, iarăși merge ca naiba jocul, pentru că ne-a intrat modul de console experience. Întotdeauna o plăcere să avem modul ăsta. Nota 10. Și trecem peste. Pentru că l-am văzut deja, adică am ascultat deja dialogul ăsta de mult, prea multe ori. Hai să urcăm înapoi în mașinuță. Lămar! Ce s-a întâmplat?
Iar a luat totul, dar bijile. Ia uite. Ok. Jocul ăsta chiar nu vrea să mă lase să-l termin, mă, să-mi bat piciorul. Ah, ieși lămar în mașină? Bun. Haideți să-l ducem pe lămar la destinație. Te rog, fără moduri nașpa. Fără moduri prea grele. Te rog mult de tot. Moduri ușoare. Cât mai ușoare posibil. Te rog mult de tot. Sau dacă este să intre moduri care să mă ajute, mama, aș fi super recunoscător. Deci în seara asta, nici măcar nu mai am așteptarea să pot să fac două misiuni. O misiune, această misiune, dacă reușesc să o duc până la capăt, bă, sunt perfect mulțumit. Deci sunt perfect mulțumit, nu mai vreau nimic de la viață. O să mă culc liniștit în seara asta. O misiune, atât, una singură. Atât, boss, nu vreau mai mult. Bă, ce bulangiu e jocul. Nu! Asta zic și eu! Stai, unde trebuie să fac dreapta? Pe aici și după să fac stânga. Și după să fac dreapta și uite punctul de destinație și hai, coborâți din mașină. Băi, am zis să coborâți din mașină, nu o să vă teleportați în alta. Unde naiba suntem aici? Și la mare și el cu mine, da. Păi și... Avem o mică problemă, că eu acum nu mai știu unde e punctul de destinație. Era pe... A, uite, a, era chiar după colț aici. Ok. Hai, coboară jos! Coboară jos, Lamar! Oh, firar. Ah, firar! Trebuie să mă bat cu un extraterestru acum pe bune? De ce? El m-a atacat primul! El m-a atacat primul! Aolo, bă! Cât urăsc, cât urăsc modurile alea nașpa rău de tot care te împiedică să faci misiunea firar să fie. Ce pot să fac? Că dacă dau în el, vine poliția după mine. Dacă nu dau în el, mă bate și mă omoară. Deci... Doamne, ești piciorul brin. Bă, doamne, ești mă că-ți par capul. Sar capul ăla de castravete. Așa, sper că nu știe să sară gardul. Ia, știe să sară gardul? Ha! Fraiere, n-au inventat garduri pe planeta ta. Vedeți? Dacă n-au inventat gardurile, nu știa ce să facă. Era blocat fraierul. S-a dus să ocolească. Armando Todrian, salut. Bună seara. Salut, salut, mare. Am revenit de el. Păi foarte bine, asta, foarte bine că ai revenit. Opa, wow! Ok. Da, interesant perspectivă. Hai, Lamar, mai repede! Hai, Lamar, mai repede! Din cauza ta pierd misiunile mereu, Lamar, că te miști ca o midă. Nu mai da cu pumnul la GTA 5 că vine poliția după tine. Dar el pe extraterestru nu l-a dat de-a primul cu pumnul în mine. Ce să fac? Trebuia să mă apăr și eu, nu? Nu? Opa. Hai la mar, hai, hai la mar, hai. Hai să îi împușcăm pe băieții ăștia de treabă care n-au făcut absolut nimic greșit și doar s-au băgat puțin în seamă cu noi. A. Țintă? Na, n-am țintă. Extraterestrul a revenit? Bineînțeles că a revenit. Deci, na, ce pot să fac în situația asta, guys? Iei și extraterestrul ăsta după mine, văd lucrurile ca naiba, țintă nu am, nici nu pot să văd, nici nu pot să văd bine și bă ăștia playerii care mă împușcă. Firar.
Dă cu pumnul. Mă, încercam să-l împușc și nu murea. Ia uite-l. Bă, pe bune, lasă-mă mă în pace, ce... Am nevoie să procesez toate chestiile care se întâmplă în momentul ăsta. Ah, Antonio Deco sniperul. Și cu ce sniper să-i dau mare că trag în el din sar capacele și tot nu vrea să moară Ferrari să fie tot apare de după colț și vine după mine de fiecare dată. Uite! Acum mai ieși... Pe bune? Pe bune? Acum a ieșit fisul lui Michael acolo care mă împușca? L-ați văzut, nu? În sfârșit, măcar și-a găsit altcineva pe care să bată. Băteți-vă între voi, perfect. Ah, oh, minunat! Minunat! DVD screensaver. Minunat! Cine are bă nevoie să vadă tot ecranul? Păi simplu, simplu, un mic pătrățel acolo care se primă pe toată imaginea. Mai mult nici n-ai nevoie. Astea să vezi toată imaginea, astea sunt pentru începători, pentru fraie. Eu nici nu pot să selectez arma, firar să fie. Frumos? Frumos, cum l-am luat fix când a venit pătrățica. Da, vezi ce zice, a fost mișto aia. Ok, nu știu de ce s-a mutat mașina așa de la sine, dar e bine. E bine, l-a lăsat pe fraier descoperit complet. Așa, și acum pe ăla cu gazul de acolo și mai era unul pe aici, nu? Nu mai este? Ok. Care trage mă lămar? De unde trage mă lămar? Ah. Trag cu flăcări sau pur și simplu ia foc pistolul meu când trag? Că nu prea îmi dau seama exact ce se întâmplă aici. Mă rog, atâta timp cât nu-mi strică misiunea, e ok. E ok. Hopa, ușor, frână, ușor, boss, calmează-te. Calmați-vă, băieți. Suntem aici cu gânduri pașnice, vrem să fim prietenii voștri. Vrem să facem un fel de gașca zurli cu voi. Așa, asta meriți, mă, asta meriți, mă, firial naibii, asta meriți. Asta meriți. Ce ți-aș face asta ție, lămar, la cât mă enervezi? Oh, n-ai idee. Unde te duci, mă? Ah, ok, ne trebuie o mașină. Pentru că mașina apare, dar la toate mașinile razna. Se lucrează la GTA 6 din 2013 și, din 2013 și până în 2024, 6 ani, wow. Mare, tu ești sigur că ai calculat bine? 2013-2024 nu sunt 6 ani. Sunt 11 ani. Dar e ok, mai facem greșeli de astea. Hai, hai, lămar, mișcă-te, lămar! Mișcă-te, lămar, firea, dracu! Pot să iau motocicleta, așa? Pur și simplu, pot să fac asta? Aparent nu. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De ce nu îl dă jos? De ce stă la marca prostul în spate? De ce nu pot să iau motocicleta? De ce? Atâtea de ce-uri n-am avut în viața mea. Dar dă motocicleta aia odată. În sfârșit! În sfârșit! Și mă urmărește poliția. E așa zic, vedeți că scrie jos Lose the Cops. Eu, din cauza că nu pot să văd harta care e acoperită de camera mea, nu pot decât să-i cred când zic că bă, mă urmărește poliția. Și ce se întâmplă, firar să fie, că trage și lumea în mine și chestii și... Pe ăsta mi-arată degetul mijlociu și... Pe ăștia și toată lumea aparent are ceva cu mine astăzi.
Și aparent au luat-o și de asta controlele, că eu încerc să-l țin drept și el tot virează stânga-dreapta, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Ai băut, Franklin? Zim dacă ai băut, tată. Tragem pe dreapta, îl punem pe lăbar să conducă dacă nu ești capabil. Ai băut? De ce, ce tot faci stânga-dreapta? Deci nu ating nimic. Vedeți cum face stânga-dreapta ca bezmeticul? Ia uite. Drept, Franklin. Drept. Mergi drept, boss. Aolo, stați că avem 0.5 game speed. Firar. Nu știu de ce îmi place mie să mă torturez atât cu jocul ăsta. Mă dau o notificare, două între timp. Aboșa îmi pare de copii cu căpșuni. Da, se pare genul de om care bea Robbie Bubble. Ok, ok. Stați o secundă, că nu știu ce se întâmplă. Ok. Și vreau să întorc imaginea. Întoarce imaginea. Și m-a luat și poliția. Deci eu acum conduc uitându-mă pe hartă. Și dacă n-ar mai vira și Franklin stânga-dreapta, în sfârșit chiar revenim. Mă urmărește poliția. Și din cauza că mă urmărește poliția, nu mi-arată destinația, așa că o să trebuiască să conduc puțin după hartă. Noroc că am făcut drumul ăsta de atâtea ori, că știu să ajung până la Simeon fără să am punct pus pe hartă. Problema e că vreau să ocolesc puțin pe aici. Hopa! Lamar a murit. Știi ce? N-am o problemă că a murit Lamar. Singura problemă o am este că nu l-am omorât eu pe Lamar. Aia e singurul lucru care mă deranjează la ce s-a întâmplat acum. Atât. Aia e tot. Băi, tu crezi că scap de mine, boss? Ia, zbori, mă, de aici. Băi, ești nebun? Încap! Împușcă-l, împușcă-l! De ce nu moare, mă, ăsta invincibil, ăsta invincibil, ce dracu? Boss, mori, te rog eu mult, mori odată! Te rog frumos, mori! Hai că se sparg și cauciucurile la toate mașini. Superb! Deja pot să prezic că e ca și pierdut ăsta, iarăși, sigur, garantat. Ia uite-l, unde s-a dus. Sup! Hop, 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 hop! Și cum ziceam. V-am zis? V-am zis? Nu v-am zis eu, mă, guys? Nu v-am zis? V-am zis că urma să pierd misiunea. Știam? Știam, mă! Deja pot să prevăd de fiecare dată. Când intră un mod din ăla nașpa, super, super nașpa, deja știu că e garanție totală că nu o să scap din rahatul ăla și că o să pierd misiunea. Atâta chinuială, bă, ca să-l iau pe ăla cu motocicleta, să-mi bag piciorul și nici până acum n-am reușit. Cred că deja ia 20-a încercare dacă iau, dacă pun la scoteală și încercările din ultimul clip. Ia uite, iarăși, ce-a făcut, mă? Ce-a făcut, mă? Ușor, băieți, ușor, băi, ușor, gata, 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 relaxați-vă, mă, luați-o razna, ați luat-o razna toți. Ce pot să fac eu în situația asta? Ce pot să fac eu în situația asta, guys? Ce pot să-i fac? Că doar un pic dacă m-am atins de altă mașină, zbor cu toată mașina la mama dracu. Și... pup! L-am luat. Stai jos, stai jos, deci nu mă enerva, să nu te prind că te ridici, stai jos. În sfârșit am luat motocicleta asta nenorocită pe care o vrea Simeon atât de mult. Băgam ea și piciorul. S-a blocat? S-a blocat? S-a blocat? Te rog, nu-mi spune că s-a blocat. Te rog, nu-mi spune că s-a blocat.
Te rog, nu spune că s-a blocat. Te rog mult de tot, spune că nu s-a blocat. Nu, 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 nu. Tu, tac! S-a blocat, băgai mea și piciorul că s-a închis jocul. Hai să vedem, a 20 și nu știu câta încercare de a face misiunea. Numărul, nici nu mai știu ce număr este. Câta misiune e asta? A patra misiune? Cred că sunt de bar de-abia la patra misiune sau ceva de genul ăsta în joc. Hai să trece peste, că deja știu tot discursul, tot dialogul, toată povestea, toate mișcările și momentul în care intră Lamar și este el frustrat pentru că este Franklin, angajatul lunii și tot ce se întâmplă acolo. Hai, Fred, Lamar, urcă-te mai repede și hai să mergem la destinație. Până nu, deci, dar cumva am un presentiment că de data asta o să reușim să termin misiunea. Nu știu de ce, dar am așa o dispoziție bună că chiar o să terminăm de data asta misiunea. Nu știu ce, de unde mi-a venit mie senzația asta sau... Dar chiar sunt încrezător de data asta. Deci chiar cred că am șansă să termin misiunea acum. Ce ziceam? V-am zis, mă, că m-aud de jocul ăsta? V-am zis, mă, că m-aud de jocul ăsta? Deci dacă asta nu dovedește că m-aud de jocul, nu știu ce altceva ar putea. Nu știu ce altceva. Deci parcă m-a auzit. A, te crezi șmecher? Crezi că o să termin tu jocul, Tony? Da, și explodează mașina din senin. Na, mai zic ceva. Deci dacă asta nu dovedește că jocul mă aude și îmi face din adins numai să mă enerveze anumite faze, nu știu ce ar putea să dovedească. Hai. Am ajuns la destinație. Și deja... Mașina l-a călcat pe cap pe Franklin și pe mine pe picioare? Ok, ok. Răceală, aaa! Da, pot să înțeleg, asta e nașpa. De ce ai coborât la Lamar din mașină? Uite ce sunt, da, acum cobor și eu, da, uite, măcar să ne calce pe amândoi. Să nu zică cineva că nu sunt băiat de treabă. Calcă-l pe Lamar, calcă pe Lamar, calcă-l mă pe Lamar, firar al naibii, că Lamar chiar merită, calcă. Și ala crește jocul din nou, guys. Gata, ți-am dat mesajul. Păi puțin cam greuț să răspund acum, pentru că fac ceva. Și acum mai trebuie să mențin și viteză maximă de cel puțin 51 de mile pe ore, pe oră, pardon. Pentru că altfel o să explodeze mașina. Coboară din ea! Nici măcar n-am apucat să ajung până la Simeon, bă, să-mi bă piciorul. Deci nici măcar n-am apucat să ajung până la magazinul de mașini, până la... N-am să nu știu ce să fie. Ce de-aia, bă? Mi-au apărut în spate niște maimuțe care dansează. De ce? Habar n-am. Care-i rostul lor? Dracu știe. Să le bag în seamă? Aș prefera să nu, că tare mic o să mă atace, așa că o să le las să danseze acolo. Cântă muzică? Nu! Ele tot dansează totuși. Ar trebui să învățăm și noi de la maimuțele alea. Când lucrurile sunt nașpa, ar trebui să dansăm. Partea bună că și-au acreșat acum este că măcar o să mă dea de la casă. Hai repede, hai mă să terminăm. Deci, din nou, nu am nicio așteptare să terminăm două misiuni în seara asta. Deja lucrul ăsta mi se pare complet imposibil. Dar măcar această o misiune cu motocicleta măsii, dacă reușesc să o duc la capăt, ar fi genial. Ar fi absolut genial. Partea bună este că măcar cred că o să iasă un clip pentru YouTube destul de amuzant. Cred. Sper. Ce-am făcut, mă? Mi-a dispărut mașina, ești nebun? Nici o problemă. Bine că ai făcut tu dreapta, repede. Bă, nu se oprește. Mă duc și eu pe aia. Ei, cutia de chibrituri de mai devreme. Nice. Arată exact la fel, ești nebun, și aceeași culoare, mi se pare că e. Și acum toată lumea a luat-o razna, firar, să fie și mă atacă pe mine.
Hai mă, intră repede, că vine poliția după tine, le Franklin! Pentru ce ești cu pistolul în mână? Cutia asta prinde 5 km pe oră. Chiar că... Lasă-mă că mergea bine, mă, cutia de chibrituri. Dacă ai văzut mai devreme, mergea bine, mergea bine. Alo, ce faci? Uite pe aici, ne chinuim și noi, firar să fie, să jucăm și noi GTA Chaos Mod și ne torturăm aici. De fapt, ar trebui să o prezint așa, cu mai multă încredere, să jucăm cea mai grea versiune de GTA, de GTA 5. Deja mă și bâlbui, firar să fie. Haideți, pentru a probabil 30-a oară deja, încercăm să facem misiunea. Deja încep să-mi pierd orice speranță că voi reuși vreodată să fac misiunea asta. Încep să cred că o să rămân blocat pentru totdeauna în locul ăsta aici. Și bineînțeles că iarăși mi-a intrat în modul în care trebuie să merg cu viteza, altfel o să explodeze mașina. Pentru că, de ce nu? Coboară repede. Guys. Spuneți-mi sincer, voi credeți că o să reușesc să termin vreodată misiunea asta? Sincer. Pentru că eu chiar încep să-mi pierd orice speranță că e posibilă treaba asta. Și n-ai văzut, mă, plouă cu balene? Deci plouă cu balene! Plouă cu balene! Nu am crezut că o să zic vreodată chestia asta în viața mea, dar plouă cu balene! Deci acum nu era destul că trebuie să am grijă la toate chestiile care se întâmplă. Acum mai plouă și cu balene și trebuie să am grijă să nu pice o balenă pe mașina mea. Și mi se mai învârte și camera în timp ce plouă cu balene. Deci nu fac nimic. Deci în momentul de față mouse-ul meu, uitați-l, îl am în mână. Da? Deci mouse-ul meu, uitați-l, stă pe loc. Ok? Da? Ca să nu zic că nebunii că învârt eu cu mouse-ul, gen. Trebuie să încep, în sfârșit, hai, și a revenit. Mai plouă cu balene? Slavă cerului, nu. Din nou, nu mă așteptam să vă zic ceva de genul ăsta vreodată că plouă cu balene. Nu mă așteptam să mă plâng vreodată de faptul că plouă cu balene. Deci cine a făcut modul ăsta de joc pentru GTA, literalmente e un psihopat, altfel nu pot să-mi explic de... Ah, minunat, mă urmărește poliția, yay! Hai, Franklin, intră mai repede, intră mai repede! Uite-l pe Lamar în spate, hai să luăm mașina. Bă, n-ai cum. Că deja e a 30-a oară, cred. Dacă dau înapoi, am lăsat portiera acolo, pentru că cine are nevoie de portieră pe stânga? Toată lumea știe că așa se aerisește mai bine mașina. Trebuie să rupi ușa cu totul. Cea din dreapta. Hai, Franklin, hai, Franklin, știm că poți să faci odată misiunea asta. Trebuie doar să mă rog să nu intre niște moduri foarte neplăcute. Și iar se învârte camera. Și trecem peste poveste și iar se învârte camera. Și din nou, mouse-ul îl am în mână, uitați. Deci nu învârt eu camera, așa este modul de joc. Și că ar trebui să conduc în felul ăsta și deja mi se face rău, fiul să fie. Și plouă cu porci. Asta mi-ar mai lipsi. Asta mi-ar mai lipsi, să văd în joc că plouă cu porci. Aparent sunt în mașini porci. Și conduc. Hai de boss, mișcă-te! Aolo, firar să fie. Mai ia și condu acum, mai ia și condu acum. Bă, parcă pe aici, pe undeva trebuie să ajung, nu? Unde-ți pot da urmă? Să te explic mai bine de ce am nevoie de ajutorul tău. Aici, în chat, poți să-mi lași orice mesaj dorești tu, nimeni nu te judecă și așa suntem puțini oameni pe live acum, nu e ca la live-urile de magie. Conduc o umbrelă? Cumva în momentul ăsta conducem o umbrelă. Deci uitați-vă puțin că în momentul ăsta conduc o umbrelă, guys. Pe cine ați mai văzut voi în jocurile de GTA să conducă o umbrelă de plajă? Deci mai e și umbrelă de plajă. Luați-o pe asta, guys. Luați-o pe asta. Mai ziceți ceva acum. Eu conduc un gunoi, ăsta, ăștia conduc un scaun sau ce... Oh, pardon, conducea o scară. Stai liniștit, Lamar, că e ca și pierdută misiunea. Nu știu de ce ai coborât din mașină.
Hai să conducem umbrela până la capăt, dacă tot e pe așa. Deci n-am crezut niciodată că o să conduc o umbrelă. Și de plajă. Ne distrăm. Și se tot închide, face negru și gata, au luat tot totul asta. Mă dă înapoi de la magazinul de mașini al lui Simeon pentru că n-am ajuns la destinație, băga mie și piciorul să-mi bag și totul o ia razna de fiecare dată și... Era al dracu GTA 5-ule, ce-mi faci tu mie? Și acum conducem, ce e ăla mă, conduc un coș de gunoi? Hai la destinație, Lămar. Deci nu trebuie decât să-l duc pe Lăbar la destinație, să furăm motocicleta. A, mai trebuie să ne împușcăm și coia, am uitat. Și rar să fie. Și trebuie să-mi pun baza în Lăbar când vine vorba de împușcat și el trage numai pe lângă de zici că se uită în stânga și în dreapta în același timp. Și aici facem dreapta și măcar hai să ajungem la destinație. Nu da crash, dacă dai crash, ce-a făcut aia? A sărit o fată în bikini din mașină, ați văzut? A, și acum o să vrea să se bată cu mine. Să-i dau un cot în gură, treci jos, treci jos! Sper că a murit. A murit? Bun. Lămar a sărit gardul, bun. Te rog, Doamne, să fac Antonio misiune. Așa, guys, lăsați acolo și niște inimioare. Hai, Lămar, sper el pe ăsta așa cum îți place ție, deși mereu ți-am zis, du-te mă și dă-i un picior în gură, nu? Hopa, 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 hopa! Stai că au luat-o totul razna, sare WC-ul, sare asta de pe jos, sar tot, toate chestiile sare aparent. Și canapeaua dansează și cactus și ea sar și garajul se închide și se deschide, dar WC-ul care sare mi se pare cel mai penal. Îți dai seama dacă ești într-un WC din ăsta în momentul ăsta, practic te colorează negru, pardon, te colorează maro de cap până picioare. Da. Asta e chaos mode, guys. Asta e chaos mode. O tortură continuă. Mateuț, mă asculți? Lasă-mi comentariu, mare, și te ascult. Încerc să mă mai uit și la mesaje, încerc să mă mai uit și la joc. Lămar, ce naiba faci, boss? Ridică-te și trage în ăștia! Mamă, cât de bă, complet inutil, Lămar, să-mi bat piciorul. Ce-mi place că se ridică WC-ul ăla, acum mă ajută chestia asta, gen, știi, că am putut să mă pun și pe ăla care s-a ascundat după WC-ul. Bă, da, absolut totul a luat o razna, să fiu al dracului dacă e ceva care nu se zbenguie, mai lipseau să se zbenguie și mașinile și gata. Și acum văd totul absolut perfect. Unde e? Care e? E sus? E acolo? A, ba nu, e chiar în față. Ok. Gata, l-am împușcat. Lămar, va trebui să te descurci puțin fără mine, că eu nu prea văd. Bun, hai că și-a revenit. Hai că și-a revenit. Ce măta vrei, bă? Ups, ce-a făcut ăla? I-a luat pe prietenul lui pe capotă? Ah, dacă sunt în viață, firar să fie. Boss, stai jos. Ascultă-mă și stai jos. Hai, Lămar. Hai, Lămar. Că parcă avem o șansă. Parcă avem totuși o șansă. Bine, Tony! Bine, Tony! Cum l-am luat de pe motocicletă? Ești nebun? Ups. Hai că am sărit și o gardă de mancă ca pe mine. Dar bine, Tony, bă, și frumos l-am împușcat și nu mai trebuie să stau să-l alerg cu mașina. Deci, ce vrei, mă, ce vrei, mă, marș de... Marș, 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 nu, 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 pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici, plecați de lângă mine, șerpilor, firați ai dracu de șerpi, plecați de lângă mine. Hai cu motocicleta. Dacă aș putea să și văd normal, bă, toți îmi vor, mă, motocicleta, firar să fie, eu uite, toți vin spre mine. Puta, firar să iei dracu. Este sfârșitul lumii în GTA.
În fiecare secundă este sfârșitul lumii în GTA, în special când joc eu, dar mă apropii de destinație și aproape am ajuns și... Cumva am făcut misiunea? Cred că am făcut misiunea? Da, save! Nu pot să cred că am făcut misiunea! Și chiar, mamă, ești nebun, mi-a intrat și mod cu artificii pe cer, ești nebun la cap, nu pot să cred! După 30 și nu știu câte, chiar, cred că 40 și ceva de încercări, am reușit să fac într-un final misiunea! Nu pot să cred! Și din nou, finalul cu artificii pe cer e minunat. Deci chiar la fix au intrat artificiile. Băi, deci nu pot să cred că au intrat într-un final ăsta, că am reușit într-un final. Mă rog, acum zboară prin aer, prin clean. Deschidem și parașuta ca să nu murim. Dar nu pot să cred că într-un final, după 40 și ceva de încercări, am reușit să terminăm misiunea asta nenorocită. Ei bine, guys, am reușit într-un final să terminăm această misiune pe care am lăsat-o cumva în pom în clipul de data trecută, dar de data asta, după 40 și ceva de încercări în total, am reușit să o terminăm într-un final. Sunt foarte încântat de treaba asta și ne vedem în episodul următor. Și nu uitați să vă abonați și voi și să dați un like și să lăsați un comentariu și toate tâmpenile de genul ăsta.